Cristi Chivu ar fi putut fi antrenorul naționalei României. Nu naționala mare, ci cea de tineret, Under 21, Under 21, așa cum a spus chiar actualul selecționer Daniel Pancu. Fostul jucător rapidist a precizat că înainte ca el să fie numit antrenor, Bebe Chivu a primit o ofertă pe care a refuzat-o, declarând că vrea să rămână acolo și la Inter Primavera, unde a obținut rezultate senzaționale. Între timp însă, situațiunea s-a schimbat un picuț, pentru că Chivu, aflat în ultimul an de contract cu cei de la Inter Primavera, unde a obținut rezultate senzaționale, ar vrea să-și încerce puterile și la o echipă din Serie B. Pancone a declarat: am început să-l cunosc extrem de bine pe Chivu, el nu mai are mentalitate de român, ci este 100% italian și își dorește o provocare în Serie B. Până atunci însă, până când va putea antrena, ceea ce rămâne este că a avut o ofertă de la Under 21.